Am să vorbesc astăzi despre creșterea durabilității lemnului, cu accent pe tratarea împotriva ciupercilor care produc putrezirea și a insectelor xilofage și protecția la umiditate. Dar înainte să trecem la tratare și la protecție, acestea sunt subiectele pe care le vom atinge astăzi. Înainte de a trece la tratare, să vorbim despre durabilitatea lemnului. Ce este durabilitatea? Deci durabilitatea este capacitatea lemnului de a-și păstra integritatea structurală și latura estetică, de a rămâne așa cum îl vedem noi. În momentul în care nu mai are acest aspect, a pățit ceva, nu-l mai putem folosi dacă și-a schimbat culoarea, dacă nu mai e cum era acum 5 ani, ne gândim că ceva i s-a întâmplat. Responsabilă de această schimbare este durabilitatea. Tot durabilitatea este definită și ca rezistența la umiditate, la ciuperci, microorganisme, insecte. Este o proprietate foarte importantă, mai ales în zona asta a construcțiilor, pentru că determină rezistența și mai ales rezistența la exterior. O să vedem imediat de ce. Lemnul are o durabilitate naturală. Noi spunem termen generic lemn, dar sunt o mulțime de specii, fiecare cu durabilitatea ei. Și există un stas european, care se cheamă 350 din 2016, care cataloghează lemnul în funcție de această durabilitate. Deci această rezistență în timp a lemnului, să rămână cu integritatea lui cât mai mult timp. Și în funcție de această clasificare, de acest stas, avem rezistența, deci stasul vorbește despre rezistența lemnului la ciupercile care produc putrezirea, la insectele care găuresc lemnul, la termite și la microorganisme marine. În țara noastră nu există termite, deci n-ar fi ceva ce să ne intereseze în momentul ăsta. Și nici nu vorbim de organisme marine, că suntem la construcții. Deci pe ce punem accent? Pe rezistența la ciuperci și pe insecte. Conform stasului, duritatea naturală a lemnului în funcție de rezistența la aceste ciuperci care produc putrezirea, sunt 5 clase de rezistență. Lemn foarte durabil până la lemn perisabil. Vedem că durabilitatea variază de la mai puțin de 5 ani, vorbim, repet, de durabilitatea naturală, până la mai mult de 25 de ani. Aveți exemple de specii de lemn în funcție de această duritate. Văzând acel tabel, rezultă că durabilitatea este diferită în funcție de specie. Dar durabilitatea, dacă ne uităm înapoi, avem acolo fagul, care este un lemn, deci durabilitatea este diferită de duritate. Fagul este un lemn dur, un lemn pe care îl folosim să facem scaune, un lemn cu rezistență. În schimb, nu este durabil. În starea lui naturală, lăsat afară, nu rezistă mult timp. Niciodată nu o să vă recomande un meșter bun să folosesc fag pentru exterior. Și de asemenea, am văzut limitarea în timp. Mai puțin de 5 ani, mai puțin de 10 ani. Când vedem, revin la acest. Dacă ne uităm aici cu durabilitate mai mare de 25 de ani sau mai bine aici, unde avem stejar, castan, le știm mai bine. Sunt totuși 15-25 de ani, nu facem case doar pentru 15-25 de ani. Ce se întâmplă de limităm această duritate? Ce trebuie să se întâmple ca acest lemnul respectiv să fie distrus după 25 de ani? Acesta se întâmplă din cauza ciupercilor care ajung în lemn și încep să-l mănânce sau al insectelor care încep să-l găurească. Numitorul comun al acestor distrugeri este apa în exces. Eu consider apa, și nu numai eu, inamicul lemnului numărul 1. Am vorbit cu un producător de case din lemn care spune că se ferește, pentru el apa este mult mai periculoasă decât focul. Apa este un dușman ascuns, pătrunde, novezi și ajunge să-ți distrugă totul. Deci lemnul trebuie folosit uscat corect. În momentul în care îl tăiem, lemnul are o umiditate. El începe să o piardă imediat, în mod natural, imediat după tăiere. Dar ajunge la un echilibru de 30% și trebuie să acționăm asupra lui cu uscare ca să-l aducem undeva sub 20%, unde este sigură folosirea lui.
peste 20% în lemn se dezvoltă microorganismele. Avem însă un paradox, să spunem. Lemnul scufundat în apă rezistă foarte bine, o perioadă foarte lungă. Și atunci, cum e cu apa în exces? O să vedem imediat că pe lângă apă mai e nevoie și de oxigen ca lemnul să putrezească. Și în apă, oxigenul este mult mai puțin decât este în aer. De ce ne sperie chestia cu să protejăm de apă? Pentru că lemnul provine dintr-un copac. Starea lui, dorința lui naturală e să absoarbă apa. El în timpul vieții își ia hrana prin această apă pe care o absorbă. În momentul în care îl prelucrăm, lemnul continuă să fie viu. Și el, dacă este pus pe pământ, își amintește ce făcea în momentul în care era în picioare și absoarbe apa. Nu, viu, m-am exprimat greșit, continuă să fie, să lucreze, să aibă această apetență pentru apă. El este higroscopic și în momentul în care vine în contact cu apa, o absoarbe și crește peste acest 20% și devine un mediu bun pentru microorganisme. Împreună cu apa, intră, pentru că asta e marea problemă, împreună cu apa în lemn intră microorganismele, ciupercile, cele care produc putrezirea. Dacă ar intra apă distilată, nu s-ar întâmpla nimic. Iar crește greutatea care are apă în interior, dar fără microorganisme putrezirea nu are loc. Deci putrezirea lemnului este produsă de ciupercile care se hrănesc cu elementele lemnului. Este vorba de celuloză, hemiceluloză și lignină. Ele intră în lemn și încep să-l mănânce pentru că asta este hrana lor. În momentul în care începe să fie atacat de ciuperci, lemnul are schimbări în structură, schimbări în caracteristicile fizico-chimice, uneori dramatice, o să vedem niște imagini imediat. Pentru că atacând exact esența lemnului, pierde din duritate, pierde din aspect, începe să devină cu totul altceva decât lemnul pe care îl știm. Mediu prielnic pentru a se produce această putrezire este conținutul de apă peste 20%, existența sursei, acestea sunt cele patru, existența sursei de hrană, prezența oxigenului și o temperatură, un interval de temperatură între 0 și 40. Dacă ne uităm la acest mediu, vedem că ceea ce putem face noi, unde putem acționa, este acea umiditate. Pentru că sursa de hrană este chiar lemnul despre care vorbim. Oxigenul există în lemn, în acele canale există oxigen fără probleme și intervalul de temperatură este așa de mare încât este greu de controlat. Și atunci, ca să facem un lemn să nu putrezească, trebuie să acționăm totdeauna la acea parte de protecție la apă. Tipurile principale de ciuperci care atacă lemnul sunt putregaiul brun, putregaiul alb și putregaiul moale. Putregaiul brun atracă celuloza și hemiceluloza și îi schimbă culoarea lemnului spre brun și vom vedea imediat crapă sub formă de prisme. Lemnul se contractă și se desface, pur și simplu se desfac bucăți de lemn sub forma unor prisme. Putregaiul alb atacă în special lignina. Lemnul devine moale, buretos, apar niște filamente, își pierde total rezistența, din nou se schimbă, devine un alt material. Putregaiul moale seamănă foarte bine cu cel brun, numai că marea problemă, distrugerile teoretic sunt mai puține, în schimb este destul de perfid și acționează și sub 0 grade. Uneori acționează și sub minus 15 grade, ceea ce pentru o ciupercă este foarte mult. Acest domn se cheamă Robert Ott. Este specialist în conservarea lemnului. L-am cunoscut anul acesta la Dachau-Holz, la Stuttgart. Acestea sunt exemple de bucăți de lemn luate din construcții care au fost afectate de putrezire, de apă și de insecte. Uitați cât de mult s-a schimbat lemnul în urma acțiunii apei,
care a permis ciupercilor și insectelor să pătrundă în lemn. Aici avem un exemplu de lemn de care vă spuneam, putregaiul brun, s-a schimbat foarte mult culoarea, se trage, se contractă lemnul și apar aceste crăpături sub formă de prisme. Avem și aici același model și aici. Dar ce? Tot apa pe care vă spuneam, inamicul public numărul 1, apa creează condițiile și pentru insecte. Și aici avem o duritate naturală la insecte. Lemnele se împart doar în două categorii, lemn dur și lemn perisabil. În general, rezistă mai mult lemnul care are tanin, rășin, este mult mai rezistent. Dar principala apa este cea care face lemnul să fie mai ușor atacat. În momentul în care umiditatea crește peste 20%, atunci este un mediu foarte prielnic pentru aceste insecte care găuresc lemnul. Găurindu-l, automat îi strică rezistența. Cel mai cunoscut este carul, așa se-l cheamă la dicționar, car, cari. O să auziți și carie și în diverse alte moduri spus. Îl știm, cred că cu toții, din acele găuri mici care apar în parchet sau găuri de 1-1,5 mm, în parchet, în mobilier. El atacă, aici e iar un exemplu la car, de cât de importantă este umiditatea. El este o insectă care atacă alburnul. Am uitat să precizez la clasele de rezistență că toate clasele de rezistență la speciile de lemn sunt pentru duramen, pentru partea dură a bușteanului, nu cea de pe exterior, alburnul, care e mult mai afânată. Acela este nerezistent. În construcții folosim de foarte multe ori lemnul întreg, și cu alburn și cu duramen. Carul este cel care atacă în special alburnul, dar în condiții de umiditate se duce foarte bine și în duramen. Deci, când îl ajutăm cu umiditate, îl facem o hrană minunată pentru insecte. Toate aceste insecte, vorbim și de foarte cunoscuți, sunt și gândacii croitori, croitorul fagului, croitorul stejarului, sunt insecte foarte frumoase. Sunt croitorul fagului, are o culoare albastră, așa, e minunat. Sunt, cred că, și protejați unii dintre ei, dar sunt foarte răi. Foarte răi, se distrug copacii și în picioare, dacă sunt doborâți și nu stau în mediu umede și nu au coajă pe ei, automat intră sub coajă și distrug lemnul. Vispea de lemn, o tragedie pentru cei care, pentru construcții, pentru că iubește foarte mult rășinoasele și face ravagii. Toate aceste insecte au un ciclu de viață. Deci, când am văzut gaura undeva în lemn, clar a trecut printr-un ciclu de viață, lemnul ăla are niște canale în interior. Deci iese din lemn, se împerechează, femela depune ouă, se formează mici larve care cresc hrănindu-se cu lemn și formând aceste canale în lemn. După un ciclu de viață care durează 3-4 ani, dar Robert tot îmi spunea că insectele și ouăle pot să stea în lemn, a întâlnit cazuri în care au stat și 40 de ani până au avut condițiile optime să se dezvolte. Deci s-ar putea ca lemnul să stea în condiții minunate, uscat, frumos și după 40 de ani să ajungă apa la el și aceste larve, aceste ouă care au stat acolo, nu au murit. Pur și simplu nu au murit, încep ciclul de dezvoltare, ajung, se transformă în pupă, ajung la finalul ciclului, se duc încet spre suprafața lemnului, formează pupă, adultul străpunge lemnul, iese la suprafață și rea ciclu. Se mulțește, depune ouă și tot așa.
depune ouăle în micile fisuri ale lemnului, microscopice, nu le vedem, deci nu putem ști decât că o face. Dar nu știm unde, nu știm când. Deci sunt perfide și în momentul în care străpung lemnul cu aceste canale, îi scad din rezistență cu fiecare canal care apare. Din nou, prin amabilitatea domnului Robert Todd, avem niște exemple de lemn distrus de insecte și ciuperci. Avem aici un exemplu foarte clar. Acest lemn poate fi rupt cu mâna. S-a dus, nu mai este lemn. Este un burete pe care îl frângi. Și după ce v-am speriat, acum să vedem ce facem. Cum facem că totuși există construcții de lemn. Avem construcții din lemn cu vechim de sute de ani, de peste suta de ani. Ne chinuim să le reabilităm, să le păstrăm în patrimoniu. Deci lemnul rezistă. Nu este ceva în care după 25 de ani ce facem, a putrezit, am pierdut casa. Dacă lucrăm cu el, suntem în construcții, trebuie să ne gândim să alegem lemnul din clasele superioare de rezistență, să lucrăm cu lemn uscat. Deci în momentul în care suntem în partea de mobilă, ne gândim la un 8-12%, când ieșim în afară, mergem până la un maximum de 18%, ca să-i reducem acea apă de care vorbim și care reprezintă o primejdie. Nu punem niciodată elementele de construcție, în contact cu solul. Vorbeam de higroscopicitate, de faptul că îi place apa, e în contact cu solul, o ia de acolo imediat. Deci dacă vedeți construcțiile alea puse pe conectori metalici, am văzut multe comentarii, vai ce urât sunteți, ce nu se duce stâlpul până jos. De aia nu se duce stâlpul până jos. Soluțiile constructive, trebuie să lase apa să se scurgă, să nu băltească și să lase aerul să circule. Nu facem o terasă de lemn lipită de peretele, de cărămidă, de ce e el acolo și să nu treacă aerul. Pentru că apa poate să se infiltreze și dacă aerul nu circulă, nu se usucă și acolo apare mucegai, apar mucegai, ciuperci și lemnul se deteriorează. Și mai putem face ceva. Îl tratăm sau îl protejăm. Îl tratăm ca să fie rezistent la apă și atacul insectelor și a ciupercilor, sau îl protejăm, să-l ținem departe de apă, să nu ajungă apa la el. Ce înseamnă tratarea lemnului? Ca și la noi, cum ne tratăm noi, ca să scăpăm de boală sau ca să o prevenim, așa tratăm și lemnul. Îl tratăm ca să îndepărtăm ciupercile și sau insectele, sau să prevenim instalarea lor. E varianta mult mai bună. În momentul în care lucrăm cu lemnul, îl vedem sănătos, frumos, mai bine îi dăm cu o soluție de tratare și știm sigur că nu o să-l mănânce nimeni. Tratamentele trebuie să intre obligatoriu în lemn. Nu vorbim ceva de îl spunem la suprafață și i-am făcut bine. Trebuie să ajungă în lemn în așa fel încât insectele, ciupercile, să ajungă să se contamineze și să fie omorâte. Deci nu vorbim aici de materiale care rămân la suprafață, ci materiale care intră în lemn. Avem două moduri de a acționa ca tratament. Creștem rezistența lemnului, acționăm asupra lemnului ca să-i creștem rezistența în așa fel, sau să-l schimbăm în așa fel încât ciupercile, lemnul, insectele să nu-l mai recunoască sau să nu mai vrea să-l mănânce, sau acționăm direct asupra ciupercilor și insectelor. Tratamentele pot fi industriale sau poate fi și aplicare, deci există și în zona de lemn care se tratează industrial, dar și zona pe care o putem face noi acasă cu pensula sau cu un vermorel, cu ceva care se pulverizează. Când vorbim despre acțiunea asupra lemnului, sunt unele acțiuni cu adevărat spectaculoase.
Se pot face modificări asupra lemnului? Nu se pot, se fac, există aceste produse. De exemplu, sunt cele două specii, considerate specii noi, Aquoia și Chebonii, care sunt de fapt pin, pin tratat. Aquoia este un pin tratat, lemn de pin tratat, acetilat, care ajunge să aibă durabilitate de 50 de ani. E pin, dar este tratat și există astfel de produs, se cumpără ca lemn Aquoia. Chebonii este o variantă, Aquoia este un patent olandez, Chebonii este suedez. Chebonii este tratat tot cu substanțe extrase din lemn. Deci este tot o variantă naturală, dar cu tratament chimic, cu tratamente sub presiune, astfel încât același pin de care vorbim să ajungă la duritate de peste 30 de ani. Mai avem și tratarea termică. Putem trata lemnul la temperaturi înalte, astfel încât să-i crească stabilitatea și rezistența lui biologică. Am vorbit cu un producător de astfel de lemn la târgu de la Xilexpo, care îmi spunea că a reușit să facă fagul, vă amintiți, lemn perisabil sub 5 ani, să-l facă rezistent de peste 30 de ani, să ajungă la durabilitate peste 30 de ani, prin această tratare termică la temperaturi înalte. Dar putem face, deci asta e partea industrială, putem face și o impregnare cu substanțe care ne-ar fi la îndemână, cum este apa de sticlă, silicatul de sodiu. Deci dacă tratăm lemnul cu silicat de sodiu, intră puțin în lemn și acel lemn devine de nerecunoscut pentru insecte. Nu-l mai mănâncă, nu mai e mâncarea lor, este altceva. Și ajungem să protejăm lemnul de astfel de atac de insecte. Avem aici și o acțiune care este spectaculoasă pentru mulți. Este metoda japoneză Sujiban, care este arderea lemnului. Atenție, este vorba de o ardere în profunzime, de suprafață, dar în profunzime. Lemn, acea suprafață se transformă în cărbune. Nu vorbim de lemn, nu vorbim de arderea superficială urmată de șlefuire. Aia este estetică. Deci ca să fie rezistent, trebuie să fie ars, se face în cicluri succesive, se arde, se stinge cu apă, iar se arde, iar se stinge și se face un cărbune destul de gros deasupra care are rezistență de peste 100 de ani. Dar nu, deci nu este, pentru unii este foarte inestetic, am auzit oameni spunând cum să stăm cu cărbunele alea pe casă. Unii o acceptă. Vorbeam de tratamente, am vorbit de cum schimbăm lemnul, acum vorbim cum atacăm direct insectele. În prima impregnare sub presiune vorbim din nou de tratament industrial. Deci sub presiune băgăm niște substanțe în lemn ca să-l facem rezistent. Există și la noi în țară, se fac multe locuri unde se impregnează lemnul, substanța de bază e mai peste tot tanalitul, el se bagă în lemn, lemnul devine mult mai rezistent. Dar avem și tratamente pe care le putem da noi, acasă. Foarte cunoscut și din experiența mea, foarte eficient sunt produsele de la Bochemit, care sunt firmă din Cehia, cu rezistență, cu eficiență foarte bună împotriva ciupercilor și insectelor. Sunt cam la fel tratamentele astea preventive și de atac asupra, diferența asupra insectelor și ciupercilor, diferența este de concentrație. Deci cele mai diluate previn, cele mai concentrate atacă și omoară insectele. Tratamentul este foarte eficient pentru că în momentul în care lemnul a fost tratat, el a devenit altceva, a devenit o otravă pentru insectele din interior. Și chiar dacă nu au murit după jumătate de oră sau după 24 de ore de la tratare, dacă sunt înăuntru și continuă să mănânce, ajung la un moment dat la lemnul care a fost deja tratat și vor fi omorâte.
Și ajungem și la protecția lemnului. Aici vorbim de suprafață și de multe ori spunem că este vorba de finisare. Spunem finisare pentru că are și o componentă estetică. Îi dăm deasupra ca să-l facem frumos, dar în primul rând îi dăm să-l protejăm de apă, de murdărie, de razele ultraviolete. Este folosită în primul rând pentru lemnul trebuie tratat, trebuie protejat, indiferent dacă este în interior sau în afară. Deci, într-adevăr, ne place lemnul așa cum este el, frumos, dar este bine să-l tratăm. Chiar dacă o putem face și cu produse naturale dacă nu ne plac lacurile, dar e bine să-l tratăm dacă vrem să rămână în timp curat, dacă vrem să nu-l atace apa, pentru că nu, mai ales dacă îl folosim, nu poți să-l ții departe de apă. Și tocătoarele, de exemplu, le folosim fără a fi tratate, pentru că sunt sănătoase pentru noi. Dar după o perioadă le vedem cum se îmbâxesc, cum se și încep să se strice. Trebuie să le șlefuim din nou, să le îndepărtăm stratul de suprafață care a fost atacat. Nu spun că ar trebui să tratăm tocătoarele. Este un exemplu de lemn folosit natural, dar pe care nu-l putem folosi o perioadă îndelungată. Ce materiale de protecție avem? Avem produse naturale, uleiuri, ceară și gudron de lemn. De ce subliniez gudron de lemn? Pentru că există tot sub denumirea de gudron, există acel produs obținut din smoala, cum era pe vremuri, obținut din petrol. Nu se mai folosește acel produs, cel cu care se impregnau acum zeci de ani șinele de cale ferată. Este un produs cancerigen, nu se folosește. Aici vorbim de produs obținut prin distilarea lemnului, se obținea acum mulți ani și la noi, se obținea oțet din lemn și ca produs secundar era acest gudron de lemn. Acum suedezii sunt foarte buni, este un produs minunat în a trata natural lemnul și împotriva ciupercilor, deci ciuperci, umiditate și insecte. Dar avem și produse sintetice, lacuri, vopsele, blazuri. Aceste produse sunt sisteme, nu putem vorbi despre un produs. Sunt mai multe straturi care se aplică ca să ajungă la rezistența pe care o spune producătorul. Deci nu avem produs minune, nu există produse minunate, există niște produse de calitate care trebuie alese corect și aplicate corect. Sunt și acestea sunt de mai multe feluri în funcție de unde avem nevoie. Deci dacă le folosim la exterior, alegem anumite produse, la interior altele. Dar ce e foarte important, modul de aplicare. Este foarte important să-l alegem și să-l facem cum trebuie ca lemnul să reziste. Și ca să aplicăm bine, ca să avem pretenția ca un lemn să reziste, această aplicare trebuie făcută pe toate părțile. Degeaba îi dăm aici dacă de dedesubt lemnul absorbe apă. N-am făcut nimic. Trebuie să se respecte instrucțiunile, etapele de lucru. Dacă cu același produs unul spune că a rezistat foarte mult, altul că n-a rezistat, dar poate nu l-a lăsat să usuce cât trebuie, poate nu l-a șlefuit cum trebuie, poate n-a aplicat câte straturi trebuie. Deci trebuie să avem grijă la instrucțiunile de lucru. Și cum se alege? Deci nu dăm finisaj pentru interior afară, nu dăm un produs, deci dacă facem o mobilă de bucătărie, alegem un produs care rezistă la umiditate și aburi, și tot așa. În concluzie, durabilitatea definește rezistența în timp a lemnului. Umiditatea, clar, dinamicul public numărul 1. Speciile au durități diferite și este bine să alegem, dacă avem nevoie de duritate îndelungată, să-l alegem pe la potrivit. Și tratamentele și protecțiile ajută la creșterea acestei durabilități. Informațiile astea le găsiți pe revista Din Lemn. Avem mai multe canale, informațiile acestea și multe altele. Vă așteptăm cu drag să le găsiți acolo, să ne întrebați, vă răspundem cu plăcere. Vă mulțumesc!